Nu. Starea de libertate. Când te simți cel mai liber. În Germania, după ce mi-a reușit fuga, am scos băieții afară. După jumătate de ani mi-au arătat astfel și am făcut informații. Unde am nevoie? Cine m-a salvat? Cașca cea mai rea din nordul Europei, de motocicliști, Asgard. Jumătate de club era la pușcărie, jumătate de club. Ieșea, ierta aia la jumătate. M-am făcut membru de onoare și nu pot decât să spun, acolo am învățat ce înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul. Starea de libertate pe care o ai pe motocicletă nu se compară cu nimic. Ai o herghelie de cale între picioare și în fiecare minut se schimbă peisajul, se schimbă mirosul, se schimbă temperatura.
Pe bine! Oricum, mulțumim! Și ca să nu terminăm așa de supărață. Yes. Ce știu ce mă? Hai, bun, mersi! Bun. Ok! Bine! Suntem liberi! Asta e ideea! Mulțumesc! Iată la ziua mea venit și ne pus. Mulțumesc din suflet la mea. Țin de tare. Mă țin, înțeleg, dar nu ca tine, că tu ești... 45 de ani. Iată. Supărarea te ține, spune. Da, da. Supără-te. Să mă supăr, dacă știi. Și cu aceasta plenarea... Plenarea noastră la sfârșit, comitetul își încheie ședința din această seară. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Vă mulțumesc, dragii mei. Vă mulțumesc. Unanimitate am fost reales la plenarea 24. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! La revedere! La 14.